Un bănățean devine ploieștean, basketbalistul George Tot a semnat cu CSM Ploiești după 5 sezoane jucate la Timișoara. Jucătorul de 23 de ani a semnat un contract pe un an de zile și va fi prezent la reunirea echipei de la mijlocul lunii august. El se va reîntâlni cu Movileanu și Dumitrescu, foști coechipieri la Naționala Studențească. Este a doua achiziție a ploieștenilor după cea lui Cătălin Burlacu. Basketbalistul de 38 de ani a jucat sezonul trecut la SCM Craiova. El se consideră onorat că va evolua iar pentru Ploiești și speră să ajute cât mai mult pe tinerii coechipieri cu experiența sa. Burlacu le transmite fanilor că va face o echipă competitivă și care vrea doar performanță. Conducerea clubului se bucură de o semnătură importantă și speră ca Burlacu să-i strângă în jurul său pe jucători, iar împreună să realizeze obiectivul propus, clasarea pe podium și câștigarea Cupei României. Burlacu rămâne în continuare și președinte onorific, urmând să se ocupe și de transferuri împreună cu antrenorul Eugen Ilie. Președintele jucător a promis că în zilele următoare va anunța și primi basketbaliști străini care vor juca pentru Ploiești. Cătălin Burlacu este printre cei mai galonați basketbaliști români cu numeroase trofee. Fostul capitan al primei reprezentative și-a trecut în palmares alături de CSU Asesoft 9 titluri de campion, 4 cupe ale României, o supercupă și trofeul FIBA Europe Cup. Totodată a contribuit la campaniile de succes din Euro Cup și Euro Challenge, prin victorii memorabile cu formații ca Spartak Sankt Petersburg, Tietuvos Ritas sau Hapoel Ierusalim.